Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, iată-ne la fine de august, de acum putem să spunem așa, trecută vara, dar cu o dată în calendar, așa cum am spus, la finele lunii august, care pentru noi este o premieră, vorbesc de ca sărbătoare oficială, este vorba despre ziua limbii române, ziua limbii române, ca și cum până acum am fi vorbit, nu-i așa, spunea un bun prieten de-al meu, altă limbă, dar nu-i bai, bine că avem acum așa legiferat această dată, legea 53/2013, o sărbătoare care, zic așa, are un strămoș așa foarte vrednic în România, de pe malul stâng al Prutului, acolo unde din 1990, tot în data de 31 august, se sărbătorește limba română și eu știu cu respectul de rigoare pentru dumneavoastră în această seară pentru a încerca să marcăm iată acest moment de la finele lui Gustar, doi invitați care nu necesită alte prezentări decât să le spunem numele, domnul Mircea Bostan, psiholog, cadru superior în rezervă, domnul Nelu Dumbravă, profesor învățământ primar, cunoștință vechi de ale dumneavoastră, pentru, iată, această temă, acest moment, această sărbătoare, până la urmă, să încercăm, așa cum am spus, să ținem și noi o candeluță de aici, din studio Topal TV. Dragii mei, bine ați venit și nu fiți triști, că nu, nu, în sfârșit avem și noi sărbătoarea limbii, așa cum am spus, și să încercăm așa un piculeț, cum am spus, să marcăm. Deloc întâmplător alegerea, pentru că, iată, domnul Nelu Dumbravă știe foarte multe de acolo, de la mama sărbătorii, ca să spun așa, pentru că ați predat câți ani acolo, ca să o iau așa, domnul? Eu sărbătoresc Ziua Limbii Române din 1996, când am fost prima dată la Chișinău, 8 ani am predat la Chișinău. Și am în amintire această zi de 31 august, când se sărbătorește ziua limbii noastre, așa se spune. Încă era, iertați-mă, la început, limba noastră, cea limba română. Limba noastră, cea română, da. Așa se spunea la început. Și era această zi marcată în calendarul evenimentelor naționale din Moldova de dincolo, ca odată un reper vital pentru poporul de acolo, pentru românii noștri de acolo. Începea dimineața obligatoriu cu depunerea unei coroane de flori din partea oficialităților la statuia lui Ștefan cel Mare și Sfânt, obligatoriu. Apoi acest moment declanșa practic celelalte evenimente care se organizau cu acest prilej. Pe lângă evenimentele de salon, gen sesiuni, comunicări, referate, cele care aveau loc în instituțiile de cultură din Republica Moldova, sărbătoarea se desfășura și în stradă, în Piața Marii Adunări Naționale. Cine a trecut prin Chișinău a văzut că această piață are dimensiuni apreciabile. Poate, dacă e cazul, să găzduiască și 1.000.000 de manifestanți. Și în acest cadru popular, festiv, se desfășurau evenimentele din cadrul sărbătorii ziua limbii noastre. Seara se încheia totul cu un concert al lăutarilor lui Botgros, care dura 2-3 ore, și la sfârșit focuri de artificii care durau peste jumătate de oră. Asta era în principal ziua limbii române peste Prut. Un eveniment la care eu am ținut foarte mult.
am achiesat din prima și am participat la mai multe manifestări în cadrul acestei zile, fiind invitat de către diverse persoane și personalități de acolo. Da, asta ca un tablou, iată, de acolo, de asta avem, să spunem așa, bucuria să avem în fața romașcanilor, fiind la Chișinău, chiar acolo. Haideți, nu știu, probabil că cei de acasă, eu întotdeauna încerc să ghicesc cam ce curiozități ar avea cei de acasă, de ce abia în 2013 o sărbătoare legiferată, pentru că despre asta discutăm, că și până acum, în anumite contexte, eu știu, într-un fel sau altul, am sărbătorit limba română prin, eu știu, diverse personalități, diverse așa. Aș face o paranteză și aș spune că agenda evenimentelor din acest an 2013, odată cu legiferarea sărbătorii, este foarte bogată. Acum să dea Dumnezeu să și ție, să țină. Și mă refer foarte multe acțiuni în afara granițelor, consulate pe la ambasade, de Institutul Cultural Român, începând de la Budapesta până la Istanbul, Academia Română aici și așa mai departe. Cine se încumetă? Cum de ne-am potrivit, domnul Bostan? Deșteaptă întrebare, greu răspuns. Dar probabil că, așa cum am făcut întotdeauna, ne-am adus aminte după 2000 și ceva de ani că vorbim limba română. Și vorba marelui poet Vieru, pe vremea când lumea se gândea să meargă în cosmos, el se gândea să treacă prutul să vină în România să poată vorbi limba română. Acești oameni dincolo de prut au făcut eforturi extraordinare pentru a-și păstra limba, tradiția și tot ceea ce se cheamă simțământ românesc. E greu să faci un manual de limba română într-o zonă rusofilă. E greu să reușești în timp să faci ca limba română să devină limbă națională. Deci în 2013 la noi, pentru că e legea 53, tot cu 3, probabil. Au gândit-o guvernanții de acum, dar ea nu că ar trebui sărbătorită în fiecare zi. Probabil că unii dintre cei care au dat această lege, au inițiat-o și au adus aminte de municipiile tovarășului și de, eu știu, stâlcirea limbii române în prezent de către unii și alții, numai departe de ieri, alaltă ieri sau dacă nu mă înșel astăzi, o crainică de la o televiziune vestită, în loc să spună măturători, a spus măturar. Acum, eu știu vorba cuiva, oamenilor care sunt pe acest pământ, cred că le vine bine această îmbrăcăminte verbală cu tot ce ține de esența, de baza, de mustul acestui neam, de mustirea acestui neam, de fermentat cultură și de adunat la un moment dat sub această țară interesantă, sub formă de inimă, așa cum spunea Nichita, în bătaia limbii române. E frumos să vorbim limba română, e frumos să ne exprima în această limbă, de la cronicari încoace. E frumos să ne aduce aminte de Eminescu, de Creangă și de alți mari scriitori care au făcut pionierat în vorbirea corectă a limbii române, pentru că, vedeți dumneavoastră, m-ați prezentat ca psiholog, ca ofițer superior, asta e mult pentru mine, ofițer superior, nu, sunt ofițer cu grad superior, că dacă aș fi superior... Cine eu știu sintagma care da, să da, folosești. Da. Acum, na, dacă ești loc de nuanțări, dacă ai măsai cu plăcere. Dar neșansa de ziua limbii române este că, între timp, fără pile, cunoștințe și relații, unii zic că, datorită talentului meu, am devenit și membru al Uniunii Scriitorilor.
Ei, în acest context, eu cred că un scriitor trebuie să fie profesorul de limbă al nației sale. Și chiar dacă se mai fac greșeli, nimeni nu știe totul, dar bine și important este să recunoaștem atunci când greșim. Limba română este o limbă plină de sensuri, este o limbă care e greu de învățat pentru cei care vin în contact cu ea, dar are o muzicalitate extraordinară și îi fascinează pe cei care vin în contact cu ea. Nu întâmplător, oameni din Orient, de peste ocean, au învățat cu mare drag această limbă, care are multe de spus și eu vreau să cred că va avea și în viitor multe de spus. Da, și foarte generos, o să încercăm să... Așa. La un moment dat, domnul Dumbravă, ați... Așa, apropo, probabil de, iată, această întrebare... Era de acord cu mine. De această întrebare, pentru că, iată, având și experiența în sărbătorii de dincolo, așa, cum ați traduce, eu știu, faptul că, iată, abia în 2013 avem și noi o sărbătoare și vă întreb aici, ca om, ca scriitor, ca poet, ca dascăl, așa, în mod deosebit. Greu de spus. Decizia, în ultimă instanță, aparține politicului. Decizia pentru a institui în calendarul acțiunilor naționale, al aniversărilor naționale, o anume zi, aparține politicului și probabil că vine de la mulțime. Probabil că electoratul acestui politic a impus această sărbătoare și la noi. Sau probabil faptul că, având acum această deschidere, aceste posibilități imense de informație, văzând ce se întâmplă dincolo de Prut în această zi, pe 31 august, a fost un clopoțel, un semnal de alarmă, cum că le pasă că acolo se vorbește limba română, că este sărbătorită limba română și că la noi nu este marcată într-un anume fel. Dar anul acesta, din câte am înțeles, sunt niște acțiuni foarte interesante. Una dintre ele este organizată de un scriitor, profesor de limba română și engleză, se numește Laurențiu Bădicioiu, din Prahova, și a organizat prin asociația culturală pe care o deține, un festival de poezie tricoloră. Chiar așa se numește, Festival de Poezie Tricoloră. Am vorbit cu dumnealui, e o participare imensă, și a cerut ca în cadrul acestui festival să se trimită doar poezii care să vizeze această temă, limba română. Festivitatea de premiere va fi pe Bucegi, la Sfinx, pe 31 august. Mi se pare foarte interesant și locul unde a fost, care a fost ales pentru a decerna premiile. Între premii, un tricolor. Da. Da, și cu siguranță o să, că am văzut că se poartă așa, apropo, nu fi tricolorul ăla mare cu dacul care îl fâlfie mereu și să nu demonetizăm cumva simbolurile, că se pare că noi avem talentul, da. El e un purtător de mesaj, nu trebuie să-l blamăm acum. Da, parcă găsit, dacă se repetă era el mai vânjos, așa, da. În fiecare context, așa, nu știu, pe mine mai de oricare dintre noi putem purta tricolorul, deci, și limba română. Deci dacă vine în stradă la Roman și îl flutură, adică deja să încurcă niște lucruri, eu percep așa și am spus. A greșit oraș. Da, bine, asta e, nu. Chiar mă uitam, apropo de oraș și de așa, treceam cu soția ieri, nu mai departe, așa, și Biserica Sfinții Voivod, să vedea foarte bine, 4 steaguri. Mi-a plăcut tare, vă mărturisesc sincer. Deci, dacă nu mă înșel în ordine, așa, Uniunea Europeană, cum te uiți spre biserică de pe partea asta altă, de pe strada cealaltă, că așa ne-am uitat noi, așa, Uniunea Europeană, steagul primăriei, steagul arhiepiscopiei și steagul, drapelul tricolor. Frumos, mimos la suflet, așa. Pentru că, iată, despre limba română, vorbim despre această sărbătoare, așa. Am să vă rog să vă pregătiți cu câte, eu știu, ce aveți, o poezie, ce ați adus. Domnul Dumbravă, sunteți chiar pregătit, așa că... Întâmplător am la mine, din ultimele mele creații, aș vrea să vă citesc ce am trimis și eu la acest festival de poezie tricoloră. A circulat foarte mult pe Facebook și eu l-am redistribuit, informația asta cu acest concurs de poezie, da. Care e
După cum știți, ultimul meu volum a fost cel de rondeluri, rondeluri dedicate revusiștilor, dar m-am gândit că ar fi potrivit și un rondel dedicat limbii române. Și mi-am adus aminte de gestul lui Ilie Ilașcu. Dacă vă aduceți aminte, când era ca un câine după gratii, niște cuvinte memorabile. Vă iubesc, popor român. Acel vă, acel pronume care impune obligatoriu, presupune politeția. Eu pe dumneavoastră vă iubesc, popor român. Eu am pornit de aici și am scris de la acel gest și am scris rondelul limbii române. Eu vă iubesc limba română, ca orice bun dacolatin. În fața voastră mă închin și vă numesc pe veci stăpână. Până voi fi din nou țărână, cred în cuvânt ca bun creștin. Eu vă iubesc limba română ca orice bun dacolatin. Hai să fim iar mână cu mână cu fratele ce ni-i vecin, cu cel român, cu cel străin, prelimbă nouă sau bătrână, eu vă iubesc limba română. Și pentru că limba română este o doamnă, când eram mai tânăr, mai deștept și mai frumos, mai modest și mai puțin bunic, am scris o poezie care se cheamă Mariaj. Mi-aș lua de nevastă o femeie deșteaptă, frumoasă, nebună, și aș desena o umbră în lună. Mi-aș lua de nevastă o noapte ca dână, trăgând pe furiș la mine umbra din lună. Mi-aș lua de nevastă o blondă grădină și nașă infidela lună. Mi-aș lua de nevastă nuanțata limba română. Minunat, doar că, apropo, iată cum să, eu știu, aș face eu așa legătura, așa, domnule Băstan, apropo de ce ați exprimat aici, unii divorțează foarte des de la, chiar dacă eu știu, sau nici nu știu dacă e bine spus, nu știu dacă o fi fost vreodată, așa cum să cuvine, logodit sau, iată, mai intim, mai intim, sigur că da. E omenesc, e un act oficial avur la mână. Da, sigur că da. Ce ne facem, nu știu, vine această sărbătoare într-un context în care, sigur, datele coincid, iată, cele 31 august în, la frații noștri de pe malul stâng a Prutului, 31 august aici, nu știu, s-ar lega cumva, e ceva și poate să fie și o strategie aici, întreb și eu. De doamne! Greu astăzi, pentru că așa cum spunea la un moment dat cineva, trebuie și acordul fraților noștri mușcali și eu cred că în contextul actual nu prea se poate. Dar haideți să trecem la lucruri mai românești. Să vă mai citesc o poezie care se cheamă Litera și e scrisă chiar pentru acest eveniment. Nu tot ce e scris se denumește poezie. E mult mai complicat decât să arunci cu un pun de vorbe pe hârtie. Că poți scriind să mergi pe pisc, dar poți beteac și să devii călcând în gropi, construcționând cuvinte. Mai grav e încând concret, nu-i nou nimic pe mapamond, inepții prin relații devin poeți ai nației de drept. Așa fi voi și eu? Mă plec smerit la pana ondulată pe literă cu har, gândind la slova lui Neculce, mă bate dor de literă, de litera lui Barbu, Blaga, Macedonski și Mihai, iar lui Nichita i-a șoptind timpane, hai! Mai că îmi vine în lumea asta hâdă să mă las de scris și să așez cu grijă litera la rang de mis. Nu e așa? Foarte frumos. Sigur că da. Mi-ați adus aminte de Nichita. A rămas în legendă, în folclorul nostru literar, un gest al lui. Când a venit prima dată la Chișinău, iată, am folosit, a venit
ca și cum aș fi acolo. Când s-a dus prima dată la Sunteți Chișinău, acolo. Da, a coborât din tren, a sărutat pământul basarabean și a spus: am parcurs cel mai lung drum de acasă acasă. Da. Domnul Dumbrava, v-aș ruga în mod deosebit, pentru că, iată, avându-vă prezent în acest dialog așa legat de această minunată sărbătoare, până la urmă, îi spun eu, la un moment dat ați mărturisit așa până să, când discutam, că să venim în fața telespectatorilor, despre un, nu știu dacă exagerez eu, adevărat ritual legat de, iată, nu numai de, vorbesc pe malul stâng, în România de dincolo, așa, nu numai cu ocazia acestei sărbători a limbii române, cu ocazia și altor sărbători, cum se salută, cum au ceva, așa, au, dacă m-ați emoționat, emoționați și vă cei de acasă. În orice zi festivă, orice zi care marchează o aniversare, toată lumea se felicită. Felicitări cu ziua limbii române. Felicitări cu ziua limbii. Se cunosc, nu se cunosc, pe stradă, când se întâlnesc, dispare acel nu știu românește, dispare orice cuvânt rusesc, se folosește această formulă: felicitări cu ziua limbii, nu cu ocazia. Felicitări cu ziua limbii. Am impresia că este un calc după limba rusă, felicitări cu ziua. Felicitări cu ziua limbii. Dar cred că lucrurile se duc mai în profunzime și ca și acele comunități omogene de Paști în satele românești. Eu mi-aduc aminte când eram mic, lumea se saluta cu Hristos a înviat, adică asta era forma de salut. Hristos a înviat, da. Adevărat că a înviat. Ei, eu rămâneam surprins că lumea care nu se cunoștea se saluta cu acest salut creștin de mii de ani. E așa și acolo, probabil este o altă viziune despre ceea ce n-au avut niciodată. Da, da. Adică liniștea, larghețea și, eu știu, forma instituțională prin care să se exprime așa cum ar dori ei. E greu să fii între ciocan și nicovală. Să spui odată uci în harașo și odată să spui că țăghini. Pentru mine a fost o surpriză imensă să constat că bătrânii copiilor sunt vorbitori de limbă română. De limbă română nu la nivelul la care o vorbim noi. Limba aceasta e impregnată de neologisme, de, în ultima vreme, de englezisme. Limba aceea veche, de la rădăcină. Și faptul că au trecut valurile istoriei, au trecut peste ei șenile de tank, au fost deportați. Iată acum a fost dezvelit un monument în scoarul gării din Chișinău, trenul deportărilor comuniștilor. Un monument impresionant la care au participat toți oficialii, foarte multă lume. Deci faptul că se vorbește încă această limbă română și destul de bine în Basarabia, este meritul bătrânilor, în primul rând, care au reușit să impună, să transmită copiilor dragostea pentru limbă. Din punctul meu de vedere, una din marile ofense care îi se pot aduce basarabeanului venit în țară este să fie luat peste picior că grăiești moldovinești. Mai degrabă îți grească moldovinești decât să fac ca cineva pe care cunosc eu și vin din America și spune că ar bea o leac de milk. Și am zis, dar și bre, de lapte ai uitat? Așa, da, bun, și să... pentru că trebuie să punem punct, să punem end acestei... Punem punct și virgulă. Așa, nu știu cum să zic, ca să fim așa, Anton cu Milcu, cu... Da. Așa, sigur că da, stimați telespectatori, rămâneți cu noi. O discuție, așa cum am spus, pentru a marca acest eveniment de la 31 august, care scrieți, este... domnul Vasile, scrieți, the end, first part. A, așa, sigur că da, the end, first part. Da, rămâneți cu noi, revenim după o scurtă pauză. Revenim, iată, în, sau, cu acest dialog legat de data de 31 august,
repet ce am mai spus la început, pentru prima oară legiferată o sărbătoare a, sau dedicată limbii române. Invitați în această seară pentru noastră domnul Mircea Bostan și domnul Nelu Dumbravă, cunoștință vechi de la Topal TV și nu numai. Dragii mei, cum, pentru că am încheiat așa într-un ton, apropo de, ce mai facem cu limba noastră, cea română, așa, între alte? Eu țin minte, de pildă, când încă nu se punea problema atât de, apropo de Milk și de... O veni în Răduciu, a fost printre primii care, știți, cine își amintește momentul, așa, aia care cu Hagi pe la Real Madrid, Răduciu, pe o nimeri până în Italia, pe acolo, pe la, Juventus, pe unde a fost... Așa, și țin minte, bine că ei vin la televizor, cu tot respectul, ei știu foarte bine să joace fotbal, ok, așa se facă, dar cu limba română se știe că e cam o problemă în general pe la fotbaliști. Ei vorbesc ce vorbesc și la un moment dat spun nu, așa, dar că nu știu de ce spun nu, eu asta aș fi curios, dar țineți minte fața că nu mai știa românește. Și ca Răduciu, deci modelul Răduciu, sunt perpetuat, am mai văzut recent, așa, am trecut, un reportaj de pe la Ușeni cu nunta aia nebună care vine aia cu o grămadă de bani și pun pe mireasă, că 30.000 de euro podoabe și, și era unul care vorbea jumătate franceză, adică ce chirița, chirița e anotiță dacă îl vezi. Și așa mai departe, lista ar putea continua. Aș spune, aș întreba, așa, m-aș întreba în acest context, iată, cu atâta lume silită să plece în țări, cum spun moiseienii mei, să câștige o pâine așa. Limba asta noastră, comoara asta, al Alecu Matevici, așa, nu riscă oricum să se încorcioșeze de așa natură încât ne trezăm mâine, poi mâine, cu tot felul de răducei și de așa. Și eu știu, în condițiile în care să știe că nu prea să citește, e un fond așa care nu știu dacă... Domn profesor. Să înceapă dascălul? Eu cred că atâta timp cât în țara aceasta noastră există vorbitori de limba română care sunt și sanitari de limbă, sunt și profesori de limbă, au grijă ca fenomenul acesta al globalizării să nu invadeze și domeniul limbii, și au grijă ca limba să se păstreze pur așa cum este. Pe mine mă îngrijorează foarte mult limbajul de pe Messenger al tinerilor de azi, limba română scrisă. Toate prescurtările posibile, toate semnele, smile-urile și așa mai departe, nu știu exact, nu sunt posesor de limbă engleză, toate astea mă îngrijorează pe mine, pentru că sunt niște abdicări de la limbă și e posibil să rămână acolo, în mentalul individual, să rămână această greșeală și să se impună mai târziu ca și norma. Pentru că sunt multe succesuri în limba română și, iată, nu putem să ne debarasăm de ele. Dar, repet, ideea, atât timp cât există sanitarea limbii, eu așa le zic profesorilor de limba română, și își vor face meseria, atât timp cât există scriitori în această țară care să impună modele, eu cred că limba română nu este în pericol. Da, frumos gândește domnul profesor și mare adevăr grăi, apropo de succesuri și de modelul Răduciu. Da, eu cred că poporul român sănătos așezat pe aceste meleaguri nu are ca modele asemenea oameni. Problema mai delicată este că în contextul globalizării de care amintea domnul profesor, cred că ne paște un mare pericol de a deveni un idiom în peisajul european și de a împăna limba română cu neologisme care n-au nimic comun cu limba aceasta frumoasă. Adică de la introducere la implementare, de la implementare la manager, da, de la manager la alte cuvinte care vrei, nu vrei și vrem, nu vrem, intră în subconștientul nostru și o să ajungem la un moment dat să nu mai spunem că vezi, Doamne, vom mai vorbi despre acest subiect.
ci MVB, adică mai vorbim. BRB. 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 Adică e un fel de limba aceea interesantă pe care încercam noi să ne punem la punct pe vremea când eram în clasele gimnaziale, cipim apa, îi faci pi. Da, păsărească. Păsărească, da. Păsărească, da, 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 pomcirii, concirii, nu știu, știu că vorbeau surorile mele și mă enerva de muream până am prins eu limba, mă trec rândul. S-a terminat și euforia momentului. Adică a dispărut așa în timp. Lucrurile perene au rădăcini puternice și oricâte, eu știu, inundații ar veni lingvistice, furtuni de globalizare, lucrurile vor rămâne la valoarea lor justă, astfel încât noi să ne folosim de ele și să devenim, pentru că, de fapt, dacă stăm și gândim sănătos, această Uniune Europeană, această globalizare este o unitate în diversitate. Nu trebuie să ne pierdem tradiția, limba, cultura și obiceiurile care ne sunt, dacă stăm și ne gândim, ancestrale. Pentru că noi am avut liberul arbitru la îndemână și în momentul în care dacii erau între a alege pe Valhalla, da, și-au creat un zeu, jumătate om, jumătate zeu, acel Zalmoxis sau Zamoxis, cum îi zic unii. Da, apropo de optimismul domnului profesor, nu știu, generațiile, m-aș întreba și aș fi chiar curios să aflu, poate o să-și încerc așa. Păcat că acest eveniment, iată, sigur, odată care, așa cum am spus, coincide cu cea de la Chișinău, este așezat în plină, în calendar, plină, în vacanța mare, unde deja elevii, aici mă gândesc că e un minus, cum mi-ați dat dreptate, nu mi-ați dat dreptate și, pe urmă, să fiu curios și de altceva. Într-adevăr, ca și plasare în cadrul calendarului anual, nu este o zi aleasă, tocmai fericit, acest 31 august. Dar ei s-au legat, basarabenii s-au legat de această zi pentru că atunci a avut loc, în Piața Marii Adunări Naționale, a avut loc acele mișcări de stradă din 1990, mișcări de eliberare. 89 deja au fost, 27 august, Marea Adunare Națională, 750 de mii de moldoveni. Începând cu 1990 au început sărbătorirea limbii române. Nu știu în ce măsură e adevărat sau nu ceea ce spuneți dumneavoastră, viitorul ne va da sau nu dreptate, dar eu aș mai arăta puțin, aș pune indexul pe mass media, pentru că și mass media are un rol, poate avea un rol fast sau nefast în ducerea mai departe, în stare pură, a limbii române. Dar atât timp cât găsim, vedem la televizor fel de fel de improvizații lingvistice, fel de fel de domnișoare care dau din dezacord în dezacord, avem alte pretenții. Ceea ce se face aici la dumneavoastră, în aceste condiții ale unei televiziuni locale, cum bine ați spus la început, este o candelă aprinsă. Ținem o candelă aprinsă, dar ținem această candelă aprinsă ca să vedem, să citim și să citim corect. Nu în pomenirea limbii ținem candela aprinsă. Și este minunat gestul dumneavoastră pe care îl faceți. Mi-aduce aminte, mi-ați adus iarăși aminte de un mare apărător al limbii, un mare iubitor al limbii române. L-am avut la clasă invitat pe regretatul poet Grigore Vieru. Un om care a iubit, a avut două mari iubiri. Mama și limba română. Două repere existențiale, două repere la care, de la care nu a abdicat niciodată. Și pot să spun că a murit pe altarul limbii române pentru că venea de la o manifestare culturală atunci când i s-a întâmplat nefericitul accident. L-am avut invitat de onoare la clasă. Eu am pregătit copiii să aibă fiecare un volum de Grigore Vieru și au procurat toți același volum, Acum și în veac se numește. Și este un volum plin de poeme dedicate mamei și limbii. Și pe mine m-am cutremurat tragica lui moarte și atunci am comis iarăși o poezioară, dacă îmi permiteți să... Vă rog, chiar vă rog în mod deosebit. Se numește Frate Grigore, o știți probabil.
cu țara în gând, despărțit între ore, mai stai doar un rând, frate Grigore. Cu prutul neșters din hărți mincinoase, mai stai doar un vers, mult cuvioase. Intravei în rai, acum când treci vama, în dulcele grai, sărut-o pe mama. Să-i duci lui Mihai o vorbă de acasă, credința să-i dai, cum fi toți în casă. Să avem ce ai vrut și în veci ne rămână un rai fără prut și limba română. Da. Vezi? Frumos, super. Și muzicalitatea. Numai că domnul profesor suferă de o boală probabil incurabilă la noi, ceea ce se cheamă modestie. Câtă luptă, nu, asta e altă emisiune. Dumnealui spune așa, am scris și o poezioare. Nu e așa, domn. A scris o poezie care te pătrunde. Pentru că eu mă întreb ce o să zică lumea când îți vadă emisiunea asta la televizor despre limba română, care va fi impactul asupra telespectatorilor. Pentru că, în general, la știri sau la televiziuni, cam așa apar pe ecranele marilor televiziuni, da? Anunțuri de genul ăsta. Înmormântare, scandal, accident, prăvăliri de stânci, inundații. Și trebuie să mai vedem lucrurile și altfel. Acum mă gândeam să mai citesc și eu o poezioară, dar mă mai încume după ce ai citit Conul Dumbrava, așa, poezie frumoasă. Da? Eu zic să căutați acolo, că găsiți, da, bijuterii. Ia să scoatem de aici o poezie pe care am scris-o și eu așa, tot pentru un eveniment care va avea loc. Am scris și voi mai scrie de Pegas și de Hău, am scris întocmai după capul meu. Am scris despre iubire și femei, despre orgii și corifei, de președinți și de pigmei, de zgura vieții și de zei, de paraplegici moarte și de miei, despre furtună și de zmei, de toate și de ce nu vrei. Am scris și poezie și pamflet, și proză și articole despre concret, despre culoare și poet, despre cătușe și profet, despre gunoaie și întrebarea lui Hamlet, despre războaie și duet, despre trădare și banchet, despre lachei și cabaret. Am scris de Hades și Orfeu, am scris cu litera română filigranată în incinta sufletului meu. Spuneți, domnule Bostan, eu acum nu mai, chiar că eu nu mai am îndrăzneală și noi aici când ne lăudăm, că nu-i cazul, iată deloc întâmplător și mulțumesc în fața telespectatorilor în mod deosebit pentru că ați răspuns invitației de a, eu știu, participa la acest dialog despre această minunată sărbătoare. Apropo, pentru că ați adus deja vorbă și știm cu toții ce gaură neagră. Eu așa am, într-un comentariu recent pe Facebook, eu mă lupt acolo de ferească Dumnezeu. Așa, cât am eu prieten, dar câți n-am. Așa că nu fac prieten. Nu se poate. Decupez, pun acolo, pun, postez. Așa, tot felul de ciudățenii apărute pe media. Pentru că nu discutăm, Doamne ferește, să priceapă cineva că eu sunt frumos și deștept în povestea asta, ferească Dumnezeu, dar la limita bunului simț mă străduiesc să nu jignesc limba română. Ori, nu știu, ceea ce se vede de foarte multe ori și cazuri flagrante, nepermise. Dragilor, cât de mare, dacă o perpetuăm așa, pentru că știți cum e? Țăranul pe vremea zicea, dom'le, am auzit la radio, păi puteai tu să-i spui orice și dacă auzi la un gen, era, dacă auzi la radio, auzi la radio. Acum să ne trezim cu povestea asta, am văzut la televizor, păi vii tu, domn profesor, să știți cât de, unde, ne, că eu nu știu, nu o văd bună. Păi, stimate prietene, știi cum e acum? Suntem într-o dilemă, e periculos să facem aprecieri de valoare, dar cred că până la urmă vom rezolva-o, pentru că
mai sunt și oameni destupați la minte, mai sunt și oameni iubitori de această glie, mai sunt și oameni patrioți, mai sunt și oameni care știu limba română și nu o să ajungem până acolo încât să venim la o emisiune de-a ta cu mare suflet românesc și înconjurat de mare credință ortodoxă, așa cum te cunosc, să ne pui să conjugăm verbul a decupa. Eu decupez, tu decupezi, ei ne decupează. Ia ca la asta mai meditez. Ce bine că ați venit la emisiune. Nu, cred că atât timp cât se vor impune cele două repere existențiale, mama și limba, mama care transmite limba încă din momentul când îi dă pruncului sânul, atunci îi dă și limba și nu are cum să dispară, nu poate fi, nu are cum. Eu așa zic. Depinde acum câtă limba română știe mama. Doamne profesor, e la modă să se facă schimb de mame acum. Și poate n-ați luat în calcul că știți mama ce... Apropo de limba română și de minunăție, de dragostea, așa, oameni buni, păi unde-i bunica aceea? Vedeți cum s-o schimba? Nu degeaba încerc Buitoare să vă... Buitoare de povești. Da, dragii mei, da. Bunica aceea care, cum să spun, îi învăța carte pe aia, de, așa, pe nepoți și pe copchii și așa, cu Sfânta Scriptură în față, cu psaltirea și cu acolo învăța și buchisea, le prindea fuguța în... Eu așa văd, așa traduc eu situațiile astea nemaipomenite și minunate până la urmă, așa, doar în dragostea asta de tot ce înseamnă repere fundamentale, între care, zic eu, la locul lui, limba română, cum am spus, mamă, ortodoxia, în cazul nostru, alții au... Dar și, știți dumneavoastră, așa percep eu, pe vremea când și bunica și mama spuneau povești, timpul parcă era mai rotund. Și era mai mult timp de spus povești, pentru că le spuneau cu atâta drag pentru noi, încât și timpul participa la povestea în sine. Problema de astăzi este că noi nu mai comunicăm, noi socializăm. Mai spus eu odată, ne aflăm la faza în care nu ne mai întrebăm ce facem, ci unde suntem. Și în contextul lui unde suntem, noi nu mai comunicăm față în față, nu ne mai întindem sentimentele din suflet către celălalt. Ajungem la faza în care suntem grăbiți, suntem tot timpul pe fast food, suntem tot timpul într-o goană nebună după nu se știe ce și atunci or să ajungă să ne decupeze. Apropo de ce discutam mai devreme despre reperele fundamentale ale unui individ, măicuța mea limbă română, deprinsă încă din pruncie, din dulce leagăn se îngână, o mănăstire în temelie, curata mea limba română, o înmulțită avuție, apă curată de fântână, cântec înalt de ciocârlie, sfințita mea, limba română. Miere în glas și poezie, în grai, în scris va să rămână, acum în veac și veșnicie, străvechea mea, limba română. Câte puhoaie or să vie, câtă sudoare în țărână, cu floare proaspătă pe ie, trudita mea, limba română. De grabă vreme sau târzie, de-om fi tot singuri sau de mână, pe tot cuprins de Românie, iubita mea, limba română. De-a pururi, dragă și vie, măicuța mea cu brâu de lână, bogată în har și în sfinție, străbuna mea, limba română. Cu prutun țară pe vecie, chiar dacă răii ne amână, premunți, prevăi și precâmpie, mărita mea, limba română. Mărită și trebuie trudită, ca și pământul. Că dacă nu trudești, nu-ți dă.
Și ca să nu se termine emisiunea, domnul Vasile, că a fost frumos, Violet de Bacovia. De atâta nopți aud plouând și îmi bate litera în gând, când noaptea depresivă orbecăie prin arabesc de vânt. Sunt singur și harababură pe pământ. De atâția munți de nopți avem războaie și în gând, se frânge lumea și dă buzna veselă în mormânt, mă tem și plâng. De atâtea nopți nu e o secundă rumenă de pace în cuvânt, mai mari lumii râd și sunt. Și în nopțile sculptate în dinții morții, mă vând singurătății mai liniștit ca oricând, glisând cu fiecare clipă în iad, sperând cu litera română, Bacovia și Violet în gând. Dragii mei, nu mai zic, pentru că, iată, mai avem un piculeț aici. Poate părea așa de... am frământările mele în nevrednicia mea, iar mă uit acolo și spun să nu cumva să ispitească pe vreunul să mă laude sau ceva în genul. Repet, poate părea banal ce întreb eu așa, mă întreb ce trebuie să facem la vremea asta, la vremurile astea, ca iată această comoară, că nu degeaba comoară, da, ăsta e termenul, să nu că să ne fure, că prin participarea noastră o dăm, cum dăm Ardealul acum la bucată, că nu ne-l-o fura nimeni și acum să dă la bucată și cui? La foștii torționari, neamuri cu hortiștii torționari dovediți în carte de istorie. Dar lăsăm asta așa. Ce facem ca să și... Prietene, un singur lucru trebuie să faci, dacă nu te decupează ăștia. Fiecare zi faci câte o emisiune de o oră la postul acesta de televiziune. Luni, marți, miercuri, joi și vineri. Și emisiunea postată pe Facebook. Foarte simplu. Ceea ce fac de obicei acum la mine, domn profesor, așa, la copilaș, da, în regulă, știți bine că încerc să mă țin de canonul ăsta, pentru că leu așa ca un canon așa și nu glumesc când spun cu termenul ăsta, la copilașii ăștia care vin din urmă, cum mergeți acolo? Că bănuiesc că mergeți tot la fel, așa cum ziceți acolo. Copiii vin cu limba română însușită din familie, de la mamă, de la bunici. Ceea ce facem noi la școală, șlefuim. Atâta tot. Suntem niște șlefuitori ai limbii. Dovediți? Mai dovediți? Dovediți de acte, dovediți de societate. Domn profesor, e așa deștept că îi dovedește. Bun, îi dovedim. Domn Bostanu, vorbă de încheiere așa la această frumoasă și minunată sărbătoare. Ia, subliniază. Eu sunt chei patriotic, prietene. Trăiască România, trăiască poporul român, trăiască limba română. Ia, arestați-mă acum. Da. Bună, Dumnezeu să ne ajute să fim vrednici așa cum, eu știu, a fost înaintașii noștri, pentru că este un batalion de eroi care s-au jertfit pe altarul limbii române, deci nu numai pe frontul acela cu, eu știu, cu obuze. Stimați telespectatori, așa cum am spus, 31 august, în premieră legiferată, o sărbătoare dedicată limbii române și pentru că încheie acum, așa, aș dori să vă spun că tot în data e 31 august, un eveniment local la Arhiepiscopia Romanului, moaștele unui sfânt tare îndrăgit în Biserica Ortodoxă, să fiți prezenți acolo și la 1 septembrie, sfințirea Bisericii de la Cotul Vameș. Am dorit să subliniez, iată, aceste evenimente, pentru că, sigur, vă vor capta atenția. Mulțumesc invitaților, Doamne ajută, limba română să o ținem așa în suflet și să avem grijă de ea. Toate cele bune o să rămână. Multe dulce și frumoasă limba ce-o vorbi, altă limba armonioasă ca ea nu găsi. Sată inima-n plăcere când o ascultăm și pe buze aduce miere când o cuvântăm. Sată inima-n plăcere când o ascultăm și pe buze aduce miere.